OnePlus 6 și posibilitatea de a customiza aspectul telefonului, implicit temele, așadar ce preferați, o temă pe culoare albă, neagră sau un mix între acestea? Haideți să vă arăt cum puteți să schimbați tema total pentru acest telefon, nu doar parțial, cum este cazul în cazul temelor oferite de către Samsung, lucru care m-a deranjat mereu. Observați aici cele trei teme, negru, alb și un mix între ele. Haideți să vedem cum facem acest lucru și cum reușim să customizăm telefonul. Foarte simplu, în funcție de ce preferați voi, mergeți în setări, iar aici aveți posibilitatea să căutați temele tastând fie în funcția search, după cum ați observat, funcționează foarte, foarte rapid. Temele se pare că sunt în rubrica display, așadar dacă vreți să mergeți direct acolo, deci setări, display și aveți aici teme. Aveți trei posibilități predefinite de telefon, default, light și dark. Haideți să vedem cum arată tema pe negru, pentru cei care îndrăgesc o astfel de temă închisă la culoare și în mod normal vă va economisi foarte multă baterie. Observați cât de bine arată această temă pe negru. După cum v-am spus, telefonul OnePlus 6 vă oferă posibilitatea de a instala această temă nu doar la nivelul notificărilor sau butoanelor prescurtărilor oferite aici de telefon, ci și la nivelul aplicațiilor. Astfel arată telefonul cu tema de culoare închisă, negru. Observați aplicația telefon, contacte favorite, haideți să intrăm și în setări, totul este pe negru, aplicația dialer, totul la fel, este întunecat, conform temei selectate de către voi. Haideți să vedem și o altă aplicație, mesaje, Totul este conform temei dark. Excelent! Așadar, vă place această temă, selectați-o. Haideți să vedem cum arată și celelalte teme pe acest telefon. Așadar, avem posibilitatea de a alege o temă de culoare albă și un mix între cele două culori. Haideți să vedem cum arată default, ceea ce înseamnă de fapt un mix între celelalte două teme. Observați, prescurtările sunt cu fundal negru, la fel și prin setări o să fie, nu mai aveți acea culoare albastră pentru scris și pentru iconițe, astfel arată aplicația dialer și contacte. Cam asta este tema mixată, să mă exprim astfel, și în meniul cu aplicație al launcherului. Haideți să vedem și tema pe alb, deja o știți pe aceasta până acum, simplu de tot, din nou teme, light, observați cât de rapid sunt schimbate aceste teme. Aceasta este favorita mea, deși ar consuma mai multă baterie, însă după cum am spus, OnePlus 6 este super optimizat pe baterie, veți atinge în mod sigur 6 ore de ecran sau chiar mai mult. Mulțumesc pentru vizualizare, un like, un share, un subscribe, mulțumesc!